La un loc de muncă eram vânzător. La casă e self-service, pus ca ajutor. Un client venise, furios de săleviți, cu o cutie de Red Bull și un pachet de biscuiți. Nervos că nu se descurcă, cu sictiri el mă tratează, fă ceva la asta casă că deloc nu funcționează. Vrând să-i demonstrez contrariul și dorind să-l ajut, pun mâna pe acel Red Bull să-l scanez cum a cerut. Enervându-se mai tare, țipă la mine răstit. De ce ai atins cutia? Nu mai cumpăr eu nimic. Și plecă în graba mare, fără ca eu să apuc, să-mi dau seama ce-am greșit, cum de-am intrat în bucluc. Trece o zi, poate chiar două, nimeresc iar pe sector, tot la casele self-service, să le vin în ajutor. Patru case sunt în zonă, uneori se aglomerează, chiar de eu mă mișc rapid, ajutorul mai durează. Și ajutând o doamnă în vârstă, ca ei casă se blocase, doi tineri de vis-a-vis despre mine comentase. Casa lor cerea acordul, fiindcă cumpărau alcool, dar ei tot vorbeau urât de mine, operator. Unde e acel căcat și de ce nu vine în grabă? Le răspund, vin imediat, că mai am puțină treabă. Nu pot eu să le ofer educația aleasă, dacă ei n-au adunat toți cei 7 ani de acasă. La o săptămână după, schimb locul ca să lucrez, la o casă obișnuită, eu o scanez, eu o încasez. Și luându-mă cu treaba, aproape că n-am simțit ce rapid trecuse timpul fără un incident stupid. Explicam unei cliente de etichetele de masă și îmi dau seama imediat că eu trebuie să plec acasă. Dar din urmă, o clientă, ce părea că e educată, la mine se tot răstise, devenise ofticată, că eu închisesem casa, mă făcuse nesimțit, fiindcă am vrut să plec acasă când programul mi-am sfârșit. Deseori, lucrul cu omul poate fi o provocare. Dacă lipsește respectul, ce ție îți dă valoare. Caută să înțelegi persoana ce o ai în față. E util schimbul de roluri să treci mai frumos prin viață. Cu toții avem probleme, necazuri și chiar răscruci, dar nu-ți vărsa furia imediat pe cel ce apuci. Ca să înțelegi mai bine și să nu creezi dispute, pune-te puțin în pielea cui a vrut să te ajute și vei înțelege atunci că a lăsat capul plecat din respectul pentru oameni, chiar de lor nu le-a păsat. Tot ce am făcut, am făcut cu drag pentru omul care mi-a călcat în prag. Iar ce-am scris mai sus nu-i pentru a mă plânge, că nu e nimic pentru a mă constrânge. Am ales să fac ceea ce-mi priește, pentru că acest job mi se potrivește.